Salutare, dragi prieteni! Anul nou fericit și la mulți ani! Vă spun atât eu cât și colegul meu, Robert Marcus. Noi suntem cei care realizăm această emisiune Oameni și Fapte. Fiind prima emisiune din acest an, vă urăm ca 2024 să fie mai bun decât 2023. Vă urăm să aveți parte de bucurii, de împliniri și ceea ce este și mai important decât toate, de multă sănătate. Prima emisiune din anul 2024 o realizăm la niște prieteni ai noștri. Suntem la primăria Beltiuc și l-avem ca o gazdă, ca oaspete al emisiunii noastre, dar este gazda emisiunii noastre, pe drumul primar Ioan Bartogur Zău. Domn primar, anul fericit, la mulți ani și multă sănătate vă dorim și vă mulțumim că ne sunteți din nou gazda la emisiunea noastră. Mulțumesc frumos, asemenea vă doresc și un an nou fericit, cu sănătate și împliniri familiilor dumneavoastră, Nord-Vest TV și tuturor colaboratorilor dumneavoastră. A fost 2023. Noi ne-am mai întâlnit pe parcursul anului 2023. Am mai vorbit despre o parte dintre proiectele și dintre realizările 2023. Pentru început, eu zic să facem un cuprins, un bilanț al anului care tocmai a trecut. Cum a fost 2023 pentru dumneavoastră ca primar, pentru dumneavoastră ca și primărie a Comunei Beltiuc? Deci pentru Comunitatea Beltiuc a fost un an bun. Deci în cursul anului 2023 s-a reușit finalizarea a trei obiective de investiții importante pentru comunitatea noastră. În primul rând, reabilitarea, extinderea și dotarea școlii gimnaziale Viorel Sălăjan, finanțare prin programul operațional regional 2014-2020. La fel s-a reușit finalizarea școlii gimnaziale din Rătești, tot finanțare pe programul operațional regional 2014-2020 și finalizarea și recepția sălii de sport cu 180 de locuri în tribune, finanțare de la Ministerul Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Totodată vreau să amintesc faptul că s-a semnat cu ocazia recepției sălii de sport în prezența domnului Ministru al Dezvoltării și contractul de finanțare pentru un drum de legătură Beltiu-Ghirișa, un drum de 6,14 km și un pod peste Valea Maria cu o deschidere de 27,5 metri, finanțare de la bugetul de stat de 12.750.000. Vedem că sunt niște investiții deosebit de importante. În primul și în primul rând mă refer la cele două școli și sala de sport, care eu le place să le numesc investiții pentru viitor, pentru că sunt investiții făcute pentru copii și vin în sprijinul copiilor, atât școlile cât și sala de sport. Sala de sport este foarte aproape de școală și de grădiniță. Și ceva de metri, 150 de metri. Practic acolo este un cuib de învățământ, un cuib educațional în și zona respectivă. 20 de metri este grădinița cu program prelungit, deci chiar în capătul grădinii unde este amplasată sala de sport este grădinița cu program prelungit. Deci toate sunt undeva foarte apropiate. Sunt concentrate toate unitățile de învățământ foarte aproape una de alta. Important este și acel drum de legătură dintre, de care aminteați dumneavoastră, dintre Ghirișa și, și comuna și centrul de comună Beltiuc. Până acum cred că se poate avea doar acolo pe la Deci până acum să ajung din Ghirișa puteai avea două variante, să vii pe la Ardut sau pe la Acăș. Deci pe la Ardu distanța de la centrul de comună până în Ghirișa e de 20 de kilometri și aici pe la Acăș e 15 kilometri. Deci vă dați seama că se reduce la jumătate distanța și mai bine de a veni la centrul de comună pentru populația din satul Ghirișa și din satul Giungiu. Am înțeles. Care ar mai fi, cum să le spunem eu, proiectele începute în 2023 sau care au fost finalizate, începute anterior de 2023 și au ajuns să fie oarecum finalizate? Mă refer acum și la investiții de infrastructură. Nu trebuie să faci un efort deosebit de mare, doar să te plimbi în comuna Beltiuc, se vede că comuna, cel puțin din punct de vedere al infrastructurii, e bine pusă la punct. Deci încă este în derulare programul de înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Beltiuc, canalizare pe 60 de kilometri de canalizare și stație de epurare realizată 100%. Deci investiția este realizată peste 95%, urmând ca în
prima parte a acestui an să se finalizeze, să aibă loc recepția și darea în funcțiune acestui obiectiv de investiție foarte important pentru comunitatea noastră, practic toate localitățile, componente ale comunei, fiind legate între ele prin acest sistem de canalizare. Este deosebit de important pentru că în momentul când ai, cum să le spunem, investițiile de bază la poartă, automat da, crește și valoarea locuințelor și a întregii comunități. Și implicit standardul de viață a absolut, populației. Absolut, așa deci, este. Deci Beltiugul deja în mare parte are rezolvată Comuna Beltiug partea de infrastructură, fiind toate străzile din toate localitățile comunei fiind asfaltate, deci cu un strat de asfalt. Urmând ca după finalizarea lucrărilor de canalizare să începem să dăm stratul 2 de uzură pe fiecare stradă. Au mai fost realizată și acest tronson de drum de la Beltiuc la Dobra și la da, care deci asta este un deci drumul ăsta era un drum comunal, a fost clasificat în drum județean DG108R care a primit finanțare europeană, iar la Finano, deci e practic e autostrada de partea de sud a județului, e vorba de 38,15 km. Beltiu-Beltiu-Bădobra, Hurez, Farcașora, Bogdan, Hodod, limită de județ. Practic, este un lucru foarte bun care s-a cu acest drum, cu realizarea acestui drum. Deci se va descongestiona și circulația pe european. Așa este. Pentru toată partea asta de sud a județului o să aibă acces pe acest drum. Am fost pe acel drum, este ok, plus că acel drum cred că va ajuta ca infrastructură și la a se ajunge mai repede sau mai facil la una dintre, spuneați dumneavoastră la ultima noastră întâlnire, la unul dintre dizerateile dumneavoastră importante. Mă refer la acel da, deci acele drum, băi. Acest drum practic face legătura și cu stațiunea Parc Balnear Beltiug. Deci ăsta este un pas înainte. Este un prim pas. Este un pas înainte pentru că automat, având drumul modernizat, deci lățimea carosabilului este de 6,4 metri, asfalt, deci e chiar foarte bun drumul. Titularul proiectului a fost Consiliul Județean, iar noi am fost parteneri Beltiugul, Beltiug, Supur, Bogdandu și Hododu au fost parteneri în acest proiect județean. Din punct de vedere financiar, cum s-a încheiat 2023? Au mai rămas ceva sincope? Sau, deci, din sau punct de vedere financiar, a fost un an greu. Hai deci, să vorbim un pic, să-l deci dezbatem. A fost un an greu, deci a fost primul an când nu a avut loc o rectificare bugetară. Asta n-a fost deloc bine. Deci, asta a fost primul an de când mă știu, din 1992, când nu s-a făcut rectificare bugetară, dar am înțeles datorită pentru a se ține sub control încadrarea în ținta de deficit bugetar. Totuși, printr-o alocare din fondul de rezervă, ni s-a mai dat la final de an 460.000, cu care am mai reușit să mai plătim din datoriile noastre care le-am avut, dar am avut și câteva cheltuieli neprevăzute, cum ar fi branșamentul și stații de transformare la sala de sport, care a rămas pe noi. Suma a fost de 431.000. Vă dați seama, o cheltuială mare. Foarte mare. Care nu a fost cuprinsă la finanțare. Și totodată, la fel, pentru sistemul de alimentare cu energie, branșament la, și stație de transformare la stația de epurare din Giungi. Iarăși 321.000. Deci din start am avut o problemă de 750.000 care o trebuie să o gestionăm față de partea de funcționare. Deci cea mai mare problemă a fost cofinanțarea la proiecte. Nemai vorbind că am avut cofinanțare, e drept că nu mare, de 2% la proiectele europene. Deci acolo am avut o cofinanțare de 40.000 de euro la cele două proiecte. Dar probabil că dacă nu erau deci toate astea se ridică cam la 1 milion de lei care
Sigur, dacă am fi primit în cursul anului niște bani la rectificare, era mult mai ușor să gestionăm. Dar a fost comunicare, am mai primit rectificare, au mai fost făcute rectificări bugetare, nu se recund dumneavoastră de nu va da nimic. Deci, singurii bani care s-au alocat a fost în decembrie din fondul de rezervă. Dar atât? Atât. Alți bani n-au mai primit nimeni? Nu. No, e bine că nu ați intrat în impas și cumva ați ieșit la liman. Păi ne descurcăm. Deci acum, până la urmă, toate se rezolvă în timp. Trebuie răbdare și până la urmă toate se rezolvă în timp. Dacă rămânem la bani, cred că deja aveți un proiect de buget pentru 2024. Cam cum îl vedeți dumneavoastră comparativ cu cel de anul trecut? Deci bugetul inițial de anul ăsta va fi mai bun ca și cel de anul. Deci după cifrele deja care le-am primit de la ANAF, deci repartizarea atât la cheltuieli descentralizate, la sume de păcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, cât și la suma din TVA pentru echilibrare, suma este mai mare. De exemplu, și la echilibrare față de anul trecut. Anul trecut am primit 1.091.000, acum am primit 1.300.000. Deci din start e 200.000 în plus, care deja este un lucru bun. Sigur, absolut. Da. Și bănuiesc că acești bani... Iar veniturile proprii, conform legii, dacă nu realizezi 97% în 3 ani consecutiv, nu ai voie să te planifici numai la nivelul veniturilor realizate din anul 2023. Am înțeles. Veniturile proprii vor fi la nivelul realizatului din anul 2023. Totuși vor fi mai mulți bani, undeva pe la 200-300 de mii de lei, o să fie mai mulți bani primiți, cel puțin din la nivel central, sau suma va fi și mai mare? Păi mai sunt și la cheltuieli descentralizate, deci TVA pentru susținerea, deci plata salariilor și indemnizația asistenților personal. Da. Chiar am văzut la învățământ, la cheltuieli de funcționare, bunuri și servicii, anul trecut am avut 305.000, acum ni s-au alocat 365.000, deci 60.000 în plus. Deci vă spun, bugetul va fi cel puțin cu 1.000.000 de lei mai mare, bugetul inițial ca și bugetul inițial de anul trecut. Tocmai 1.000.000 de lei de care povesteam că vi l-ați cheltuit anul trecut. A fost minus anul trecut, care era bine dacă am fi primit măcar încă jumătate. Deci era atunci mai bine. Da, acum o să aveți un plus de 1.000.000 de lei. Păi sigur, sunt veri convins că cu destinații. Deci vor fi, da, exact. Banii care pe cheltuieli descentralizate TVA ai cu destinație. Deci dacă îți dați pentru salarii și indemnizația asistenți personali, doar acolo poți să-i folosești. Corect. Dacă îți dați pentru bunuri și servicii învățământ, doar acolo. Doar acolo. Tot așa este o chestie, mai ales pentru învățământ. Am un cei cu asistenții personali sau social. E o cheltuială foarte mare. Să știți că avem 21 de asistenți personali, persoane cu handicap, care au calitate de angajat și avem indemnizații care le plătim 32. Deci e o sumă de 146.000 lunar. Sunt mulți. Deci, înmulțiți cu 12 luni și vedeți că bate către 1.800.000. Nu mă așteptam să fie așa mulți asistenți personal. Fluctuează. Deci noi aici nu avem niciun control. Deci... Da, știu că totul vine de la acea comisie care... Comisie care încadrează într-un anumit grad de handicap pe persoanele care sunt ei așa. Ei spun, noi doar să executăm ce hotărăsc ei. E bine că totuși primiți bani pentru așa ceva și nu trebuie să-i cheltuiți din banii dumneavoastră. Normal, 90% se alocă, 10% și noi trebuie să punem ca autoritate locală. Deci cam asta este. A, oricum, dacă e să socotim în alte ordine de idei, oarecum, cel puțin din punct de vedere financiar, sau cel puțin la cifrele pe care le știm în acest moment, anul 2024 pare să înceapă sub auspicii mai bune decât 2023. Da. Mai ales că în 2023, mi-amintesc, a fost și un pin la început. Păi da, s-a dat ordonanță și lege la final de an, în noiembrie-decembrie, au fost limitate și plățile la nivelul mediei, pe bunuri și servicii la nivelul mediei pe primele 9 luni. Pe primele 9 luni, da. Deci au fost o serie de restricții, unele dintre restricții continuă și anul ăsta. Am înțeles. Da. Dar totuși să sperăm că va fi mai bun și undeva în a doua parte a anului vor mai fi niște rectificări bugetare. Sperăm să fie anul ăsta, fie și un an electoral, sperăm să... Păi avem atâtea rânduri de alegeri. Sunt 4 rânduri de alegeri și va fi foarte complicat acest an. O să vorbim și despre partea asta, despre zona asta electorală. Mai vreau să arăt ceva dacă se poate. Vă rog. Noi am înființat o asociație de dezvoltare intercomunitară. Ne-am asociat UAT Beltiu cu UAT Acă și cu UAT Supur.
pentru înființarea, depunerea cererii de finanțare pentru înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale. Asta e, cred că e bomboana de pe tort. Și a ieșit ordinul de ministru, am primit o alocare de peste 47 de milioane, deci circa 24,6% din suma alocată la nivelul județului Satu Mare am primit noi finanțare pentru gaz. Deci urmează ca să refacem studiul de fezabilitate, pentru că inițial studiul de fezabilitate a fost făcut pentru toate localității din cele trei comune, dar acum va trebui să adaptăm, de altfel o să etapizăm. Etapa 1, vedem cât încape, și în etapa 2, atunci să cuprindem totul la finanțare. Este un lucru bun și asta sigur că va fi un surplus pentru creșterea standardului de viață al comunității. Deci atât din cele trei OAT-uri. Am înțeles. Va fi deosebit de important. Această sumă nu cred că acoperă întreaga cheltuială. Este începutul. Deci total finanțarea fi fost probabil de 138 de milioane. Dar momentan ni s-au alocat 47. Dar este un început. O primă tranșă. Da, este un început foarte bun și bineînțeles că în timp după aia o să încercăm să realizăm deci în toate localitățile componente ale OAT-urilor. În cel mai, la situația, cam dumneavoastră știți bine decât noi cam cum stau lucrurile, la situația în care ne aflăm acum și la cel mai optimist mod de a gândi, cam când credeți dumneavoastră că se vor putea branșa beltiugenii la rețeaua de gaz? Deci dacă reușim noi anul ăsta să facem proceduri, tot ce este de făcut, 2026. 2026 ar fi anul la care... 2026 deja să înceapă la final, în a doua parte, branșamentele. Dacă nu, cel târziu în 2027. Deci ăsta e un termen realist. Deci realist, nu, vreau nu să... populist. Exact. Spun un termen realist, pentru că și până ce acum vom încărca pe platformă, trebuie să obținem toate avizele necesare pe documentație, după care vom încărca pe platforma Ministerului Dezvoltării, după care urmează procedura de semnare a contractului de finanțare și după care vom intra în procedură de licitație pentru întocmirea proiectului tehnic și execuție la pachet. E un lucru deosebit. De ce spun că e un lucru deosebit ce ați făcut dumneavoastră și cele două OAT-uri amintite, Acă și Supur? Faptul că ați ajuns să conștientizați lucrul că făcând această asociație... Păi asta a fost șansa noastră. Altfel noi n-am primit. Altfel nu ați reușit. Nu. Deci asta a fost șansa noastră și vă dați seama, cum am menționat, am primit un sfert din bani la nivelul județului Satu Mare, care este un lucru foarte mare. Alte comune au încercat să facă pe cont propriu, dar cred că... Păi ne dădea 5 milioane de lei. Ce făceam cu 5 milioane de lei? Nimic. Nimic. Pentru că trebuie să faci aducțiunea de la magistrală, îți trebuie stație de reglare, măsurare și control și după aia urmează rețeaua. Dar de unul singur nu puteai să faci treaba asta din 5 milioane de lei. Nu, dar chiar am primit punctaj pe chestia asta că ne-am asociat și am făcut această asociație de dotare intercomunitară. Deci ăsta a fost un atu în plus al nostru. Și probabil și dezvoltatorii, adică cei care se vor ocupa, le va fi mult mai ușor și automat să fie concentrate lucrările într-o singură zonă, să nu lucreze o tură aici, după aia în altă parte, sigur, nu știu. Sigur. Ei, vedeți dumneavoastră că nu mulți primari au înțeles lucrul acesta și alții au încercat, nu știu, din populism sau din alte motive, să facă lucrul acesta pe cont propriu și e clar că e sortit eșecului, păi, pentru da, că... dacă te unești, ești mai puternic, absolut, ești mai mare. Deci mai se rezolvă problema pe o microregiune. Exact, așa, deci, și așa ar trebui să gândească deci toată lumea. Deci noi așa am gândit-o. Și de-aia am avut și șansa de a primi finanțare. Sigur, sunt acele comune puternice care își pot permite niște lucruri. Mă refer la Veteș, mă refer la Moftin. Am văzut că Medieșu, la Medieșu, deja ei au avut și noroc că au ajuns, Botizul, au avut listă. Da. Păuleșu, sunt câteva comune care sunt și aproape de oraș sau au bază care au și economică, posibilități financiare ca să facă lucrul acesta. Așa este. Dar sunt puține, le putem număra pe mână. Celelalte comune trebuie să găsească altă soluție. Exact. Deci noi din venituri proprii nu putem să facem investiții de nivelul acesta. Deci nu. N-ai cum. Nu, e o investiție mult prea mare și mult prea costisitoare ca să fie susținută doar de la buget. Nu ai posibilități financiare. Deci noi realizăm circa 2,3 milioane venituri proprii pe an. Deci atât ai.
față de cât ați primit pentru această investiție, nici nu se compară. Bine, dar ai nevoie de funcționare, deci banii ăștia care în caz în devenituri proprii sunt pentru funcționare. Pentru altceva sunt folosiți. Pentru salarii, pentru iluminat public, funcționarea instituțiilor din subordine, deci... Deci din veniturile proprii sau mă rog, din bugetul propriu nici nu se putea, nici nu vă puteți gândi așa ceva. Dar n-ai cum să faci așa ceva, deci nici vorbă. Și vreau să mai arăt faptul că am obținut finanțare pe PNRR pentru IT, mobilier, deci pentru învățământ. Am și semnat contract de finanțare în sumă de 464.000 de lei și în cursul acestuia urmează implementarea acestuia. Deci, practic, școlile din Beltiuc vor fi dotate cu... vor fi modernizate, practic. Deci, o parte deja, de parte de dotări avem pe Beltiuc, pe Rătești, o parte de IT, dar mai sunt laboratoare de știință, matematică, fizică, da. După aia dotare la grădiniță, mobilier... că grădinița a fost reabilitată pe PNDL, pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, dar nu a avut parte de dotări, mobilier și am folosit mobilierul care l-am avut, plus și am mai primit din Germania sub formă de donații. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, observ că sunt foarte multe, ați reușit să obțineți foarte multe finanțări. Sigur, asta e și, până la urmă, numai soluția, da. Că nu există altă soluție. Dar eu mă pregătesc din timp. Asta mă să întreb, deci, asta mă să spun că pentru deci a face... Și acum sunt în pregătire cu alte proiecte. Deci astea nu se fac de pe zi pe alta. Corect, așa deci, este. Trebuie un an, jumate, doi, ca să ajungi până se deschide linia de finanțare, dar în momentul ăla tu trebuie să fii pregătit cu documentația tehnică, cu toate avizele necesare, după care să contactezi un consultant sau care să te ajute, că mai ales pe fonduri europene, fără consultant nu te descurci. Deci asta este clar. Și acum sunt în pregătire, vreau să depun pe programul regional Nord-Vest, fostul POR, program operațional regional, construirea a două grădinițe cu două grupe, una în localitatea Rătești și una în localitatea Ghirișa. Deci suma e cam 450.000 de euro pe grădiniță, deci aproape câte 1.000.000 de lei cele două grădinițe. Super! Și asta urmează să fie depusă la finalul lunii februarie. Vedeți dumneavoastră că spuneam mai devreme că aveți foarte multe finanțări obținute, înseamnă că aveți în spate și o echipă care muncește pentru a obține aceste finanțări. Nu suntem mulți la primărie, dar suntem dedicați, că suntem aici o mână de oameni și deja avem și un pic de experiență, plus mai atragem consultanți, sigur, unde sunt chestii care ne depășesc și nu avem expertiza necesară și încercăm să atragem cât de multe finanțări posibile. În legătură cu celălalt deziderat al dumneavoastră... Cel mai important. Sau cel mai important deziderat al dumneavoastră, mă refer la stațiune, la... care este situația ei în momentul de față și deci, cum vedeți dumneavoastră evoluția lucrurilor? Deci, după 5 ani de muncă, noi am început cu recentul proiect în 2018. În 15 septembrie, anul trecut, am primit avizul Comisiei Tehnico-Economice din Ministerul Dezvoltării. Bravo, super, ok. Deci, practic, s-a făcut pași înspre... Urmează emiterea ordinului de ministru. Dar a venit ordonanța 90, cu s-a sistat totul. Și are efecte și în anul acesta. Acum, în cazul special, scrie că se poate prin memorandum guvernul, dacă se justifică din punct de vedere economic și social, să aprobe încheierea de angajamente. Eu sper că o să reușim să se emită ordinul de ministru, după care, ministrul al dezvoltării, după care va intra în procedură de licitație, proiectare, execuție la pachet. Vorbim pe... Este o finanțare, să știți, foarte mare și... Cam la ce nivel s-ar ridica? Deci, aproximativ. Finanțare de 76 de milioane. Oh, este. De lei. De 15 milioane și ceva de euro. De... Acum vorbim la situația reală care există în acest an. Șansele ca aceste ordine de ministru să fie emise în acest an sunt foarte mici dacă ținem cont de faptul că e un an ultra-electoral. Nici nu știu cum să-i spun, pentru că nu știu dacă a fost un an cu așa multe... Eu sper că până la anul tot o să reușim. Pentru că este un obiectiv... Nu,
important doar pentru Comuna Belceavu, e important pentru județul Satu Mare și tot zona limitrofă. Și ar fi păcat pentru că zona acolo exact, e deosebită. Așa este, așa este. Și mai ales că toată partea de infrastructură e rezolvată. Deci drumul s-a realizat, cum am menționat mai înainte, de legătură. După aia partea de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, parcări, terenuri de sport, epurare, alimentare. Deci toate sunt rezolvate. Ar trebui doar să înceapă construcția efectivă. Deci ar trebui finalizat hotelul care e ridicat în roșu, bazinul, încă urmează să fie construite încă două bazine, va fi o zonă de picnic unde va fi cu o autoservire, va fi o zonă de tratament, o clădire pentru hidroterapie, va fi o zonă de recreere cu un amfiteatru și scenă deschisă. Deci toată zona interioară vine amenajată, va fi parc, practic un parc natural. Un complex, acolo. Asta, intrare controlată, împrejmuită. Deci capacitatea maximă este de 1765 de persoane. Oh, mare! Deci atâta este maxim care poate să fie odată. Destul de încăpător. Da, da. Așa, păi pe 9 hectare, vă dați seama că... Și ar fi păcat, dacă toate sunt realizate, ar fi păcat să nu se și finalizeze investiția deci, în sine. Deci tot ce a depins de mine s-a făcut, să știți. Deci în momentul ăsta deja mingea este în... Pe terenul guvernanțelor, cum ar veni, exact. Dincolo de file. Exact. Am înțeles. 2024, trecem puțin la 2024. Bun, am vorbit despre investițiile majore care se întind pe durata mai multor ani. Pentru 2024, punctiform vorbim, adică punctual vorbind, care ar fi principalele planuri de dezvoltare ale Comunei Beltuc din punctul dumneavoastră de vedere? Adică, care ar fi principalele domenii de activitate pe care vă veți axa, deci, investițiile? Finalizarea sistemului înființării proiectului de canalizare și recepția acestuia, recepția școlii, extinderea, reabilitarea și extinderea școlii gimnaziale din Rătești. Deci lucrarea este terminată, urmează recepția acestui obiectiv. Totodată implementarea proiectului pe PNRR pe educație, pe componenta 15. Cele două grădinițe? Da. Nu, aia e separat. Aia e separat. Partea de dotări și laboratoare. Da, deci, da. Avem contract de finanțare semnat. Am înțeles, și da. Totodată, cum am spus, la final de luna februarie, vrem să depunem cele două cereri de finanțare pentru cele două grădinițe. Bineînțeles, și partea de execuție a drumului de legătură pe programul național Anghel-Salenii. Deci am zis cel de la, la Ghirișă la, la Beltioc. Da. Avem deja proiectul tehnic gata, va urma procedura de licitație a execuției, după care vom trece la execuția propriu-zisă. În timp, dacă mi-amintesc bine, în discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, în timp intenționați ca să legați prin drumul de legătură toate localitățile. Mai am un drum, aici este DC-142 Beltiuc-Giungi, unde iarăși intenționez să leg și această localitate. Păi nu, că practic un kilometru jumate din cei 5 este că 500 de metri pe Beltiuc e asfaltat și un kilometru pe Giungi. Până la cimitir și atunci ar mai fi o 3 km jumate care ar trebui modernizat, care e drum de pământ. Da, care practic, teoretic, s-ar putea face, adică... Păi, am depus eu proiect pe AFIR și a fost eligibil, dar fără finanțare. Deci, s-o tras linia, îți bani puțin pe AFIR. Da. Drumuri. Probabil că veți găsi soluții și pentru acest. O să găsim și pentru acest drum o soluție de finanțare. Deci n-am abandonat-o, este în atenție și când se poate o să încercăm să obținem finanțare și pentru acest drum. Un alt lucru pe care aș vrea să-l discut cu dumneavoastră este cel referitor la populația Comunei Beltuc. Spuneați mai devreme că ați investit și urmează să fie și făcute și alte investiții în, cum le spun eu, în viitor, adică în grădinițe, în școli, în sistemul de învățământ. Da. Dacă faceți aceste investiții, bănuiesc că le aveți și pentru cine să le face. Adică categorii, sunt copii, aia înseamnă că este populație tânără. Așa este. Și probabil că sunt și foarte mulți cetățeni care
inițial n-au locuit în Beltuc, dar ulterior, din datorită acestor... Exact. Vin spre noi. Așa este. La ora actuală sunt 422 de copii în sistemul de învățământ. Avem de la 1 septembrie și o grupă de creșă în cadrul grădinței din Beltiuc cu număr de 15 copii. Nu, e mult. La Beltiuc avem grădință cu program prelungit, unde sunt la secția română în două limbi. Este secția română cu 26 de copii și secția germană cu 20 de copii. La fel avem grădiniță în Rătești cu 26 de copii, avem grădiniță în satul Ghirișa cu 21 de copii, iar tendința este de creștere. Totodată vreau să menționez faptul că suntem în al patrulea an consecutiv în programul ăsta național, masă caldă. Acum s-a transformat prin hotărâre de guvern în masă sănătoasă, dar toate instituțiile de învățământ care au fost în programul masă caldă, cele 450 de școli la nivel național, se regăsesc și în acest program masă sănătoasă. Acest lucru sunt ferm convins că a dus la reducerea substanțială a abandonului școlar, mai ales în comunitățile care aveau la un moment dat o predispoziție spre așa ceva. Plus că fiecare copil mănâncă aceeași mâncare sănătoasă, deci la ora 12 mănâncă o supă, un felul 2, un fruct, o prăjitură, deci este un lucru foarte bun pentru copii. Din punct de vedere al sănătății. Și mai să mai șterg acele inegalități sociale. Așa este, pentru că toți mănâncă aceeași mâncare. Pentru că unii părinți sunt cu posibilități mai reduse și nu pot să ia de la acel copil în fiecare zi o sumă cu care el să-și cumpere ce vrea de magazin. Odată cu această masă totul se nivelează iar pentru copii un lucru deosebit. Cel mai mare câștig este din punct de vedere al sănătății, să știți. Pentru că copiii mănâncă o mâncare caldă și sănătoasă. Și sănătoasă. Nu mai renunță la acele chipsuri și acele nemernicii care distrug sănătatea. Mănâncă un felul, doi, o fruct, o prăjitură. Dacă nu poți să-și o mănânce, mănâncă numai un fel și restul și îl duce acasă. Și îl mănâncă ori el, ori frați, dacă mai are acasă. Trecem puțin de la partea asta, mai să spunem oarecum mai serioasă, adică de la investițiile cu adevărat serioase. Aș vrea să trecem puțin la partea de mai distracție un pic. O să vină vara, chiar dacă mai sunt 6 luni până atunci. Bănuiesc că și în acest an se va desfășura acel festival al viei și vinului. Deja este luată hotărârea de Consiliul Local în anul trecut. Deja a fost luată. Da. Da, sigur. Și organizăm cea de-a 10-a ediție. Va fi o ediție jubiliară, practic. Da, 10-a ediție, deci a Festivalul Viei și Vinului. Și sperăm să fie cel puțin la nivelul anului trecut. Deci avem idee cam, sau aveți în vizor invitați? Sau încă nu puteți să dați din casă? Încă nu sunt bătute în cuie, deci da, urmează în perioada următoare ca să definitivăm. Deci, bineînțeles că o să fie nume mari, deci asta e sigur, cel puțin două nume mari trebuie să avem pentru în fiecare zi una, deci o să încercăm să menținem nivelul acestui festival, v-am spus, cel puțin la nivelul anului trecut. A fost un festival deosebit anul trecut și acum 2 ani a fost foarte, foarte, foarte frumos și anul trecut a fost foarte frumos. De aceea v-am întrebat că sunt ferm convins că nu veți renunța la acest festival. Dar e 10 ani. Exact. Și nu pot să renunț la o chestie care în 10 ani tot a crescut și a mers pe un păgaj bun. Ar fi păcat. Sigur. Să nu se continue cu acest festival. Este o manifestare destul de serioasă, practic are și un pic de deja nivel internațional, practic avem foarte multe delegații din localitățile împărțite, din Ungaria, din Radca, din Erbeltec, avem din Germania, localitatea împărțită Linden, după aia din Polonia, localitatea împărțită Crișanovice, suntem în curs de împărțire cu localitatea Medzev, din Slovacia, deci totdeauna sunt cam 150 de invitați numai din străinătate. V-ați întins așa înfrățirile ca o plasă înspre zona asta, ceea ce e un lucru deosebit de bun și de important, pentru că eu consider înfrățirile astea ca un fel de schimb de experiență. Fiecare are de învățat ceva de la celălalt. Așa este. Faptul că aveți atât de multe înfrățiri cu localități din atât de multe state, adică e cuprinsă Ungaria, Germania, Polonia, Slovacia, acum o să fie, da. E un lucru... Din chiar, fiecare puteți chiar, învăța câte ceva. Medzevul este localitatea natală a fostului președinte al Slovaciei, Schuster Rudolf.
Nu, nu știu, nu știam. Deci am avut ocazia să mă întâlnesc și anul trecut cu dânsul. Deci totdeauna onorează cu prezența. Că e practic atunci ai ziua orașului când ne cheamă și pe noi. E foarte ok. Și probabil că și acum vor veni... mergem cu delegație. Deci din Consiliu Local, formații de dans german. Anul trecut am fost cu fanfara în Polonia, în Crișanovice. Deci da, și ei au venit de ziua. Și eu vin. Da. Cu majorete, cu dansuri. Da. A fost o... Deci practic un schimb de, și de formații culturale, artistice, se îmbină cultura noastră cu a lor. Sigur, da, așa și este. Da. Pentru că diferențele nu sunt diferențe foarte mari din punct de vedere nici cultural, nici folcloric între localitățile de care sunt. Mai ales că Beltiugul are o rădăcină germană. Asta a fost și ideea. Exact, așa este. Pentru că totul a pornit când ne-am înfrățit cu localitatea Ratca. Localitatea Ratca avea împrățiri deja cu polonezii, cu care ne-am împrățit noi la câțiva ani buni după ei. După ei, da. La 15 ani. După și ce. Toate aceste localități au... Ne-am întâlnit cu ei acolo în Ratca. Asta e o localitate cu etnie germană din zona Tocoi. Asta îți spuneam, că toate localitățile astea înfrățite pe filieră germană cumva ați ajuns așa este, să vă învrățiți. Așa este. Asta a fost punctul comun. Așa este, da. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre, mai avem încă câteva minute. Nu avem cum să evităm subiectul alegerilor, pentru că fiind un an electoral, ultra-electoral zic eu, pentru că sunt 4 scrutine electorale, cred că nici nu știu când a mai fost așa ceva. Nici nu știu că a mai fost vreodată. Fost. E foarte complicat. E foarte complicat numai ca și organizare pentru o unitate, pentru un UATE, să organizeze 4 scrutine electorale. Practic ar veni undeva tot din... Cred că cele locale vor fi împreună, da. Păi în septembrie va fi, în 29 septembrie, din câte am înțeles. Cele locale. Locale, da. În 29 septembrie. Primele sunt europarlamentarele, care vor fi undeva prin iunie. La început de iunie. Și apoi vor fi alegerile pentru președinție. Deci va fi foarte greu de organizat atât de multe scrutine electorale, numai că probabil că va fi și ușor în altă ordine de idei. Adică, odată început procesul de organizare, va dura, nu trebuie să tot reorganizezi tot la un an, la doi. Deja, practic, vor fi, va merge de la sine celelalte scrutine. Da, anumite, da, așa este. Vor fi multe lucruri pe care vor merge de la sine, de la europarlamentare până la ultimul, care va fi, cred că, președințial. Turul 2. Sau turul, da, așa. Da, turul 2. Dumneavoastră, nu cred că sunt surprize în ceea ce privește candidatura dumneavoastră. Adică, la ultima dată când am discutat cu dumneavoastră, spuneați că vreți ca să vă duceți la îndeplinire... Încă o dată mai candidez. Ca să duceți la îndeplinire obiectivele dumneavoastră importante. Sunt niște proiecte care sunt pornite și ar fi păcat să nu se continue. Beltiugul a avut odată experiența nefastă în 2004, când deja noi puteam să avem gaz din 2008, dar din păcate administrația care a venit la... Adică cine a venit la conducerea comunei la vremea respectivă nu a continuat aceste proiecte și a fost păcat. Vorbim și cu alții domn primari care tot așa cu potențial, primării cu potențial, care comune cu potențial financiar deosebit, care nu înțelegeau de ce cei dinaintea lor nu au făcut având posibilități financiare. Sigur, probabil că la Beltiugul lucrurile nu au stat chiar așa, dar o continuitate, din punctul meu de vedere, atunci când este vorba despre proiecte și vorba despre proiecte de mulți bani, proiecte europene, proiecte finanțate de la guvern, o continuitate nu face altceva decât să ducă la îndeplinire categoric aceste proiecte. Păi am 32 de administrație. Din 1922 sunt în administrație. Am 25 de ani de primărie, deci ca și primar. Am experiența necesară, am pregătirea necesară, am determinarea necesară și consider că întrunesc toate condițiile pentru a continua la cârma acestei comune. Și eu fac politica comunității. Deci eu mă zbat să fac lucruri bune pentru această comunitate. Bănuiesc că și Consiliul Local este deosebit de important. Să aveți un Consiliu Local constructiv, nu cum este la Călinești, deci care e total destructiv. Deci în Consiliul Local se face politica comunității. Majoritatea proiectelor de hotărâre trec în unanimitate, indiferent de la ce partid sunt consilierii, nu contează, când e vorba de interesul comunității, se votează proiectele de hotărâri în unanimitate. Așa. Rare ori s-a întâmplat să
fie cum doar cu majoritate. Majoritatea din hotărâri, anul trecut s-au adoptat 99 de hotărâri de Consiliul Local. Oh. Deci majoritatea au trecut cu unanimitate de votul. Cu fiecare vot, cu fiecare consilier. Da. Se întâmplă lucrul acesta în zonele rurale, unde oamenii se cunosc mai bine, chiar dacă fac parte din partide diferite sau formațiuni politice diferite, fiecare om știe cam de ce are nevoie comunitatea respectivă. Da. Și atunci nimeni nu își riscă reputația, nu neapărat postul, că postul e un chestie trecătoare. Dar dacă se face o grădință în Ghirișa, se face pentru copiii de acolo. Sigur, pentru că da, nimeni nu e, de acolo. Nu duce de acolo să ducă copiii la altă parte. Acolo rămâne. Dacă se face în Rătești o școală, acolo rămâne școala, se face pentru copiii din comunitatea respectivă sau o grădiniță sau sala de sport. O folosește toată comunitatea. Absolut. Noi de când am dat-o în funcțiune sala de sport, funcționează non-stop. E încălzită. Sunt foarte mult. Zilnic prioritatea au copiii în timpul când sunt cursuri de la 8 la 14. Ei își desfășoară acolo orele de educație fizică. După care se și închiriază dacă sunt grupuri de tineri care vor să joace un fotbal sau fetele să facă aerobic. Se închiriază la oră prin hotărâre de Consiliul Local, s-a stabilit taxa de 210 lei și este un administrator numit. Este personal, care, o doamnă care se ocupă de curățenie, deci igienizare și este un focist. Deci centrala noastră, de când a fost recepționată, merge în continuu. Condiții optime. Trebuie să înțeleagă lumea și un alt aspect deosebit de important. Toate aceste investiții nu se fac pentru Ioan Bartok Gurzău. Categoric, toate aceste investiții pentru comunitate. Că le face această administrație condusă de către dumneavoastră. Da. Asta e un lucru, să spunem așa... Sunt pentru comunitatea noastră. Tot în primul ce se face... rând. Și nu numai, că vând și din alte comunități și la sala de sport tineri. Deci închiriază și... Chiar am făcut și o cupă în 30 decembrie, Cupa Revelionului, au fost 10 echipe de fotbal. Cred că au scris colegii mei despre evenimentul acesta. Da, da, amintesc că am citit în Gazetele Nord-Vest despre acest eveniment de la Beltic. Avem echipă în Liga 4 Elite, unde suntem printre primii 3. Am văzut că de o multe vreme mă uit să văd ce faceți, mai ales că am și un prieten care e implicat la echipă. Domnul consilierul meu, domnul Boudi. Și domnul Boudi. Domnul președintele asociației. Da, și îl mai am și pe Marius Baciu, care mi-e prieten foarte bun. Care se ocupă de destinile acestei echipe și de atunci nu mă uit. Echipa merge bine și noi o susținem și facem să fie bine. Domn primar, ne apropiem, suntem chiar la finalul emisiunii noastre. Eu personal și cred că nu sunt doar eu personal, dar de data asta vorbesc în numele meu, vă doresc să aveți succes în tot ceea ce întreprindeți. Referitor la alegeri, eu nu cred că vor fi surprize, pentru că este imposibil ca oamenii să nu vadă ceea ce se întâmplă în Beltiuc. Se vede cu ochiul. De aia spun că este imposibil ca oamenii și nu cred că cineva își dorește ca să schimbe o administrație care funcționează cu o administrație pe care nu știm exact ce se va întâmpla. Adică dai cioara de mână pe cea din gard, pasă de mână pe cioara deci, de pe gard. Cum nu cred că se va întâmpla acest lucru. Categoric nu. Deci am 32 de ani de administrație. Aveți toate aturile ca să... Eu sunt economist. Deci asta este un atur, pentru că știu să gestionez bugetul. Situația în care ați trecut dumneavoastră anul 2023, dacă nu ați fi avut o bună gestionare, cred că era foarte greu. Era foarte complicat. Așa este. Pentru că așa să scoți un milion de lei din nimic. Așa este. Așa e. Ar fi fost foarte complicat. Da. Trebuie să știi să faci aceste lucruri. Încă o dată spun, eu vă doresc din tot sufletul să vă îndepliniți toate obiectivele, atât cele personale cât și cele de natură al serviciului, profesionale, da? Și să ne vedem sănătoși pe parcursul anului 2024. Să fiu convins că ne vom mai întâlni și în acest birou, ne vom întâlni și la evenimentele de la festival. Poate și la alte evenimente și care și la alte, se vor organiza de-a lungul anului. Fiind la sfârșitul emisiunii noastre, dar la început de an, aș dori, dacă și dumneavoastră binevoiți, să le transmiteți locuitorilor comunei Beltiuc un cuvânt de început de an din partea dumneavoastră. În primul rând, doresc tuturor locuitorilor comunei Beltiuc un an nou fericit cu sănătate, atât dânși, familiilor dânșilor, să aibă încredere în mine,
pentru că eu știu ce am de făcut, am pregătirea necesară, am determinarea necesară, deși am 62 de ani, pentru a face bine aceste comunități, pentru a ne dezvolta și a crea condiții la nivel de o localitate de nivel european. Iar ceea ce spune dumneavoastră se vede în ceea ce s-a întâmplat în comuna Betu. Deci astea nu sunt vorbe, vorbesc sunt practic faptele. Așa eu doar am menționat acest lucru. Domnul primar, vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați fost gazdă și astăzi. Cu mare drag și vă aștept și vom mai veni ocazie. Și cu alte ocazii, asta vă promitem și treptat, o să vedem că comuna, o să fiu și eu martor la acest lucru, comuna Beltuc va lua treptat un aer urban, va ieși din zona de aer dar rural. Dar nu vrem să devenim, noi ne place statutul ăsta știu, de comună, dar mă refer că o să avem condiții de urban. Exact, la asta deci mă refer. Deci numai va fi diferență între oraș și comuna Beltuc. La asta vreau să fac referire, da. Că vor fi, va avea un aer urban în sensul că va avea condiții de oraș. Pentru că nu ne avantajează statutul de oraș, deci nu ne place să rămânem comună. A, nu mă gândeam cum să deveniți oraș, nu mă gândeam. Nu mă gândeam la acest lucru, da, ci mă gândeam înțeles, că... Am înțeles, dar condițiile vor fi exact. Ca și la oraș. Așa este. Încă vă mulțumim tare mult pentru abilitate și pentru că ne-ați fost gazda. Astăzi vă doresc din tot sufletul să aveți parte de bucurii și de multe împliniri și să ne vedem sănătoși și bucuroși de fiecare dată. Mulțumesc mult, Doamne, ajută asemenea, vă doresc și dumneavoastră. Toate cele bune. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sunt Florin Dura și până săptămâna viitoare vă spun la revedere.